Ne-ați revenit pe canalul meu de YouTube pentru că am văzut că în ultima vreme și vouă vă place când eu vorbesc despre parfumuri. Mi să știți că îmi place foarte mult de mine când vorbesc despre parfumuri. Îmi place să vorbesc despre parfumuri. De ce? Pentru că am pasiunea asta de foarte multă vreme și nu mai știu de ce, nu știu să explică. Dacă aș ști să explic, n-ar mai fi pasiune. Astăzi mi-am propus să fac un haul de parfumuri sexy. Așa le-am numit, deși nu sunt neapărat parfumuri sexy și nu prea cred eu că sunt în, să zic, în zona aia de a prezenta. N-am eu competența aia să vă spun ce parfumuri sunt super sexy sau așa, pentru că nu sunt vreo divă de nu știu care, dar m-am gândit la acele parfumuri care pe mine mă fac să mă simt într-adevăr sexy, da? Ok, oricât de acrită și de ciudat așa pare eu câteodată, să știți că am și momente când mă simt foarte așa zen și sweet și ce mai vreți voi. Bun. Și sunt niște parfumuri care mă ajută să fac asta. Sunt niște parfumuri care mi se par a fi foarte feminine. Mie îmi place atunci când vorbesc de o persoană sexy sau când eu mă consider sexy să mă refer la ceva care nu este strident. Deci a fi sexy nu înseamnă neapărat să strigi de la 10 km, mamă, ce piesă deosebită în spațiu sunt eu. Mamă, ce parfum am eu de poate fi reperat de la 20 de kilometri. Nu asta consider eu că înseamnă. Pentru mine un parfum sexy este un parfum care te completează foarte bine pe chestia asta de feminitate, de mister, de notă personală, de frumusețe. Îți aduce așa ceva în plus, chiar dacă vezi numai tu chestia asta în oglindă. Nu contează. Important este cum te simți. Că apropo, legat și de chestia asta de a te simți sexy, atractivă, frumoasă, whatever, contează foarte mult cum te simți tu, că poți să-ți spună 100 din jurul tău că ești urâtă sau că ești frumoasă. Contează foarte mult cum te simți tu acolo înăuntru sufletului tău. Bun, și pe mine mă ajută niște parfumuri, așa să îmi cresc părerea despre mine pe partea asta. Mă simt foarte feminină și foarte așa ravisantă. Le-am așezat aici în dreapta mea. N-ar fi numai ele, dar pe ele am zis așa, dacă ar trebui să aleg doar câte pot să prezint într-un clip de o durată decentă, că eu pot să fac clip și de 2 ore, dar nu, n-ar fi ok, plus că trebuie să lipesc filmele, filmulețe între ele, aparatul pe care l-am eu poate filma în continuu doar 20 minute, după aia se oprește, dar deocamdată dotarea tehnică nu este sexy deloc ca să rămânem în acest registru. Bun, și o să încep, în primul rând că eu am obiceiul, dar mă pierd în detalii. Despre Shalimar. Păi este nevoie să mai spun cât de parfum este acest parfum. Pentru mine este parfumul absolut. Dacă o lume întreagă strigă pe toate gardurile și pe toate reclamele și pe tot ce vreți voi că Chanel numero 5 sau Chanel number 5 is the perfume, eu spun nu, Shalimar este parfumul. Știți ceva, acum m-am gândit așa, să fac prezentare de aia, să vă spun când a fost creat, cine l-a creat, nu știu ce, nu. Intrați voi frumos pe fragrantica.com, dați acolo Shalimar și găsiți. Eu vă spun despre relația mea și despre ce simt eu în legătură cu acest parfum. Este un parfum greu de purtat. Nu este un parfum pe care să zici, a, gata, mă trezesc dimineața, m-am spălat pe dinți, m-am pieptănat, m-am machiat, mă îmbrac și pac, pac, bag două pufuri de Shalimar și plec liniștită la drum. Nu! Nu este genul acela de parfum. Eu l-am mai purtat și în contexte de astea de mers la birou sau business, așa, dar nu este potrivit. El este potrivit, dacă ar fi așa să dau exemplu ideal, adică care este contextul ideal în care ar putea fi purtat acest parfum? Îmi imaginez așa, în Paris, undeva pe lângă Ecole Militaire, o străduță, o casă de prin secolul XIX, undeva o cameră semi-întunecată, cu tapet de culoare bej somon, un pat uriaș cu baldachin, așa, multe mătăsuri acolo, aruncate, colorate, și acolo văd eu încadrat parfumul ăsta Shalimar. Acolo văd încadrat perfect, într-o lene de aia absolută, liniște absolută, hai, se aude în fundal, așa,
o muzică clasică baroc, să zicem, bun, și cam atât. Și cam asta e tot. Asta văd eu, asta am eu în cap, de câte ori, bine, diverse variante, atunci când, doar că văd sticla. Deci la mine e deja ca efectul ăla, era un efect, un experiment a făcut un biolog, ceva cu un câine, nu știu ce, Pavlov are, nu mai mi-aduc aminte că nu sunt așa bună la științe și de-astea, care la fel, era faza că câinelui se activau glandele salivare doar când se aprindea lumina, după ce se făcea ante exercițiu, aprindea lumina, aducea mâncarea, nu știu ce, ei, acum așa și eu, e de ajuns să văd doar sticla. Nu mai am nevoie să-l și miros. Acum, ca idee, dacă tot fac filmul acesta, parfumul este mai degrabă dulce, de asemenea, în același timp, un parfum oriental, un parfum intens. Despre persistență, e persistent. E foarte persistent, chiar. Deci, dacă vă dați mai mult de 3 pufuri, s-ar putea să nu vă iasă nici a doua zi din păr, din șarfă, din ce aveți voi. Adică nu, sigur, nu. Știu că am avut o perioadă când mă tot dădeam cu Shalimar și la un moment dat inclusiv bijuteriile, mouse-ul de la birou, mouse-ul calculatorului de la birou, totul mirosea a Shalimar, era impregnat, adică este un parfum care își lasă amprenta foarte bine pe tine. Fără supărare, dar nu recomand fumătoarelor. Se combină foarte nasol cu tutunul, adică mirosul de tutun dă niște rezultate mișto cu anumite parfumuri, general parfumurile care au un pic de componentă grapefruit sau tonka sau chestii de-astea. Și ăsta are, cred că tonka, cred că are și el tonka. Dar el fiind destul de oarecum dulce, că vanilie aici, că practic că așa e și parfumul ăsta dintr-un experiment cu vanilie, așa a ajuns să fie parfumul atât de deosebit. Dar nu-l recomand fumătoarelor, adică mirosul de țigară amestecat cu chestia asta, nu, dă ceva nașpa. Rest, ce să vă zic, purtați-l cu încredere. E pentru persoane, să zic, care sunt foarte ok cu ele însele. Să știți că eu am observat, când am perioade în care nu mă simt eu ok cu mine, când am perioade în care mi se pare, nu știu, că sunt strâmbă, că sunt prea slabă, că sunt prea grasă, că sunt prea pătrată, prea dreptunghiulară, nu știu ce, parfumul ăsta mi se pare insuportabil. În schimb, în perioada la când mă simt super ok, pot să mă dau cu Shalimar și nu am nici o problemă. Deci e ca un fel de reper acest parfum pentru mine. Da, îl ador. Este un parfum pe care, da, aș putea să-l port zi de zi, dar la capitolul parfumuri nu pot fi fidelă. Sunt prea curioasă, îmi place să descoper, îmi place să am cât mai multe, îmi place să-mi adaptez parfumul la ceea ce simt în fiecare zi și na, nu sunt în fiecare zi atât de deosebită și specială ca să mă dau cu Shalimar. De la Shalimar, dintre toate flancările pe care le-am mirosit de-a lungul timpului și așa, mie îmi place foarte mult Shalimar parfum inițial, în care termin o sticluță și mi-am făcut rezervă de-a doua, deci am deja a doua sticluță, pentru că nu se va mai produce, este normal, flancările se fac pe o anumită perioadă, dacă au succes rămân, dacă nu, nu, acum ăștia din industrie hotărăsc, dar ăsta parfum inițial, dat aici un pic, are o notă un pic mai mai aerisită, mai, da, și mai girly, poate, adică mai copilărească, așa. Ăsta ar fi gen cel mai parfum inițial, l-aș recomanda, de exemplu, unei persoane un pic mai tinere, mai, cum să zic, da, uite, o adolescentă, na, acum, la modul foarte serios, o adolescentă nu se poate da cu Shalimar. Acum nu, depinde de personalitate, că pot fi și fete care la 17-18 ani au așa o exuberanță și o chestie, o personalitate, o maturitate și pot purta și în apariție și în felul și în postură și în gesturi și așa și pot purta Shalimar, dar ar fi cam mult. Dar da, văd o adolescentă așa purtând la o petrecere de seară sau la o ieșire cu fetele, văd purtând parfum inițial, Shalimar parfum inițial. Bun. Hai să vă arăt un parfum care îmi place mie ceva de multă vreme, este Anjou de Mont de la Givenchy, la care nu știu dacă bate până acolo camera mea, întotdeauna am și extensia de gamă. Ca așa s-a nimerit, mereu fie am cumpărat, fie am făcut swap-uri, adică am făcut schimburi cu alte persoane. Anjou de Mont, asta este o sticluță mai recentă. De ce îmi place Anjou de Mont?
La fel, vreți descrierea, intrați pe fragrantica.com, care este un fel de Wikipedia a parfumurilor. Nu o să fac eu acum să povestesc, să vă citesc de acolo. Știți ca la când vă dictează la școală profesoarele comentariile de limba română. Nu, comentariul, între ghilimele, luați de acolo. Nu stau eu acum să vă citesc de acolo. Despre Ange de Meaux am mai povestit și cu alte ocazii. Eram chiar în Paris când s-a lansat. Nu știu, 2007-2008, ceva pe acolo. Am avut eu la un moment dat o perioadă când am călătorit foarte, foarte mult și de-abia s-a lansat și vreau să zic că mirosea peste tot. Și toate parfumerile, în duty free, în aeroport, în Charles de Gaulle, peste tot era Ange de Meaux, Ange de Meaux, Ange de Meaux, peste tot. C'était partout. Și la un moment dat, normal, oricum, cam asta făceam când ajungeam în Charles de Gaulle, luam toate magazinele la rând, astea, parfumeriile și ce era pe acolo. L-am mirosit, am ieșit din magazin, m-am mai sucit și am zis, băi, nu pot să plec fără asta acasă, îmi pare foarte rău, și l-am luat. Și de atunci mi-a plăcut foarte, foarte mult, după aia mi-a părut bine că a apărut și cremă de corp, și gel de duș, și deodorant, și toate alea. Și am avut mereu. Mi se pare un parfum, nu așa intens, dar mi se pare un parfum, o dulceață rece. Știți ce mi spune mie? Nu știu dacă voi ați mâncat, sau sigur ați mâncat, dulceață de cireșe amare. Mie dulceața aia îmi place la nebunie, dulceața de cireșe amare. Mie chestia aia mi-o inspiră, dar amestecată și cu mai mult zahăr, așa ca miros. Aia mi se referă ceva, o dulceață amare. Nu știu dacă capul vostru se poate, adică fiecare are imaginea lui, clar, care nu e nici mai bună, nici mai rea, e pur și simplu imaginea lui. Exact chestia asta mi-o inspiră acest parfum. Este pudrat, este dulce și ăsta este intens. Nu știu dacă ăsta este Eau de Parfum sau Eau de Parfum, Eau de Parfum. Este și el, după, și mi se pare din unul dintre cele mai reușite parfumuri de la, de la Givenchy. Adică, da. Iar la el, de-a lungul timpului, am tot încercat și, cum se cheamă, Flancăre. Ăsta este Ange de Meaux Le Secret, care și ăsta îmi place foarte mult, și Ange de Meaux Le Secret Eau de Toilette. Că ăsta, dacă mă știu, Eau de Parfum și ăsta e Eau de Toilette. Și astea sunt foarte mișto, că dacă vedeți, le sunt cam consumate. Îmi place și cel Elixir, îmi place, adică tot ce este pe linia Ange de Meaux, mi-a plăcut foarte mult. Dar ăla, primul, mi se pare, adică, tot așa, și nu mai e niciun parfum care se semne cu el. Ăsta este filmul meu, poate o fi prin parfumeria de nișă. Cei care sunteți mai cunoscători pe parfumeria de nișă, s-ar putea, poate, să descoperiți ceva, un punct de plecare. Ce mai am pe aici, ce mai am pe aici? Samsara. V-am mai povestit într-un clip. Ce să vă spun despre Samsara? Samsara este parfumul unei femei elegante, îmbrăcate ca o regină, ca o prințesă, așa văd eu. Pentru că, apropo de asta, știu că foarte mult ideea de sexy se asociază cu femeia dezbrăcată, da? Nu, în capul meu tocmai. Sex este o femeie îmbrăcată, dar îmbrăcată într-un așa fel încât parcă e o unitate cu ceea ce este îmbrăcată, așa, adică e un tot, nu ți se pare, nici nu te interesează ce brand este, ce material este, totul, adică e o apariție. Ei, asta e senzația pe care mi-o dă mie Samsara, că Samsara a fost creat pentru femeie care știe foarte bine cum să se îmbrace. Nu de modă, nu la stil, ceva care o să o pună pe ea în valoare. Și să știți că asta a fost întotdeauna și dorința mea, de când am aflat și eu care e faza cu hainele, cu taiorul, că de o piesă, că rochea neagră, că rochea albastră, că rochea roșie. Întotdeauna dorința mea a fost să mă îmbrac în așa fel încât pe mine ținuta să mă reprezinte per total, să fiu eu acolo, nu să spună cineva, a, te-ai îmbrăcat cu rochie de la Tommy Hilfiger sau ai geantă de la Gianfranco Ferre sau nu știu ce. Nu, asta e dorința mea, bineînțeles că până ajung să îmi împlinesc chestia asta. Ei, parfumul ăsta Samsara exact către aia mă duce. Că poate crea așa o unitate cu cea care îl poartă. Dacă vrei să-ți completezi cu adevărat ținuta și să te simți completă ca o femeie elegantă și sexy în același timp, parfumul ăsta te poate ajuta în aia. Deci ăsta este Samsara. Și mi-aduc aminte și acum reclama la ăsta, la Samsara, la un moment dat era cu un manechin. Poate mă înșel, da. Cred că ea era Yasmin Gauri. A fost un manechin prin anii 90. O fată cu o apariție un pic, o combinație între trăsături indiene, africane. O fată un pic de culoare, un pic metisă, dar foarte înaltă și extrem de elegantă. Arăta ca o statuetă. Ea a mai făcut reclamă și pentru organza de la Givenchy. O siluetă de aia
Ca o statuetă era femeia aia, adică bănesc că există în continuare, că trăiește în continuare, bineînțeles că acum e ceva mai în vârstă, dar nu văd problema să mai fie model și acum. Și care arăta extrem de bine rochii de la lungi fluide, adică exact chestia asta îți dă. Asta e senzația pe care ți-o dă acest parfum, un drapaj așa lung, o rochie de aia care e fluid așa și... Deci asta mi inspiră. Da, bineînțeles, și ăsta e dulce și ăsta e super persistent, adică nu, chiar ce am ales aici, tot ce o să vă arăt acum sunt parfumuri care au o amprentă, nu sunt fleur de cucu, cum zic eu. Bine, mai am altă expresie, dar nu pot să spun aici. Ăsta este Leur Bleu. Asta a fost un parfum din care prima dată am avut doar un sample, nu l-am avut de la început în format full size. Și atât de mult mi-a plăcut încât vă rog să mă credeți că mi rezervam, erau anumite momente când rămâneam eu seara după ce terminam de lucru, după ce terminam tot ce aveam de făcut, când efectiv doar desfăceam acel eșantion, îmi puneam o picătură undeva și stăm și miroseam. Și eu, bine, citiți și povestea lui. Am și pe blog, cred că acum am amintit. Doamne, eu uit câteodată și ce scriu eu. Este un parfum care îți dă o senzație de liniște. Este liniștea aceea... o liniște armonioasă, nu știu cum să explic chestia asta. Și în același timp are și ceva o notă de tristețe, dar o tristețe, o melancolie de aia după care știi că va veni ceva frumos sau știi că chiar dacă va veni ceva greu, tu vei fi lângă persoana dragă ție și vei trece, adică până la urmă sunt și tristeți pe lumea asta prin care trebuie să treci, nu ai ce să faci. Mi se pare parfumul unei feminități mature, că a unei femei care a ajuns la momentul ăla în care nu prea mai are nevoie de foarte multe artificii sau știe exact să aleagă un singur artificiu care să o facă feminină, să o facă frumoasă, și ea vrea să fie frumoasă doar pentru cineva sau doar pentru ea, nu prea mai interesează publicul și așa. Deci ăsta e un parfum. Deci îți dă așa o stare de liniște, o stare de încântare, dar e ca o poezie parfumul ăsta. E ca o poezie și practic și el când a fost creat dintr-o, chiar se pare că dintr-o poveste de dragoste reală, adică creatorul l-a creat pentru soția lui și soția lui l-a purtat foarte mult. Ei ce că aveau o relație deosebită, n-am de unde să știu că e acum vreo 100 de ani. Dar așa s-a păstrat legenda și exact chestia asta o transmitea unei femei, foarte sigur, a unei femei care a ajuns la un punct la care nu mai interesează nici evoluție, nici nimic. A ajuns acolo și trăiește prezentul și e fericită. Asta îmi inspiră mie acest parfum. Și vi-l recomand măcar să-l mirosiți. Deci, ok, am înțeles, nu putem să avem toate parfumurile, dar dacă vreodată prin viață vă trece prin acest parfum, măcar mirosiți-l. Mirosiți-l, lăsați-l pe piele, lăsați-l acolo să se combine cu voi și mirosiți-l. Da, despre parfumurile Guerlain chiar ar merita să fac un clip separat. V-am promis că o să fac colecția mea de machiaj, colecția mea de produse de machiaj Guerlain. Despre parfumurile Guerlain va fi greu, va trebui să fac un pic pe episoade ceva parfumuri mai vechi, să zic, parfumuri actuale, în fine, whatever, vedem și asta. Hai să vă mai vorbesc despre un parfum și încheiem acest clip. Este vorba despre Trezor de la Lancôme. Trezor de la Lancôme este un parfum dulce și pe care când l-am descoperit prima dată, la anul întâi de facultate, cred, am zis că e parfum de bombonele. Deci așa i-am zis atunci. Mi se părea un parfum foarte vesel, un parfum... care mi inspira o femeie care zâmbește, care râde mereu, care e veselă, căreia orice i-ar spune ea este veselă, este fericită și așa. Se pare, da, este în continuare un parfum dulce. În capul meu, o bună perioadă de timp, a fost că e un parfum cam superficial, nu știu, îl vedeam purtat doar de fete de-astea tinere, foarte vesele, superficiale și așa. Apoi, dintr-o dată, l-am mirosit la un moment dat. Îl purta o doamnă un pic mai în vârstă sau în fine. Și atunci mi s-a părut foarte interesant cum se combina ținuta doamnei cu parfumul. Și am zis, vreau să încerc și eu să văd cum e să-l port.
Și, nu știu, mi-a dat o stare de bine, vă dați seama, vorbim de amintiri de acum doar 20 de ani, și de atunci mereu mi-a plăcut starea pe care o dă acest parfum. Este, eu l-aș mai numi, nu știu ce, trezor, comoară, înseamnă asta în franceză. Este comoara pe care probabil tu o descoperi în tine, în simțurile tale, în sentimentele tale și așa. Asta cred eu, la fel. Îi găsiți descrierea tot pe Fragrantica, vă tot trimit pe Fragrantica pentru că e cel mai bun site și cel mai bun loc unde găsiți toate informațiile despre parfumuri, că, așa cum am zis, n-are rost să vă povestesc eu ceea ce e deja povestit. De la Trezor, însă, am avut o surpriză foarte plăcută cu Trezor Midnight, cu acest flanker, care mi se pare că-și depășește, că n-ai cum să depășești un parfum care vine deja cu zeci de ani în spate. Dar vine cu o actualizare și cu o notă foarte delicios carnal, aș putea spune, fără a fi vulgară, din nou. Pentru că ce înseamnă vulgar? Vulgar este ceva care îți place, dar care totuși nu îți place și îți fac așa. Nu. Nu este cazul acestui parfum. Pentru că am întâlnit și parfumuri vulgare pe care chiar nu le pot suporta. Vulgarul este de asemenea ăla care parfumul la care parcă urlă, te dai cu el și parcă țipă de pe tine, exact asta îmi inspiră asta e în capul meu ceea ce înseamnă parfum vulgar. Ăsta nu e, e un parfum care parcă emană în căldură. E bine a fost pus acest trandafir negru pentru că exact asta parcă îmi și imaginez, o grămadă de petale de trandafir negru băgate în Trezor și iese Trezor Midnight și celelalte flancăre pentru Trezor s-au părut și astea, celelalte Trezor Midnight Love, parcă sau In Love, something like this, e o sticluță aceea lunguiață așa, dar mie mi-a plăcut foarte, foarte mult asta și în final am ales să mi-l cumpăr pe acesta, la care la fel am gel de duș și cremă de corp. În general, la parfumurile care îmi plac foarte, foarte mult, eu cam așa detectez și asta mă duce instinctul. Deci nu, aici nu fac nimic rațional. Când văd că la un parfum încep să-mi iau extensia de gamă, e clar. Parfumul ăla face parte din identitatea mea de undeva, nu știu cum și în ce fel. Și orice aș face, parfumul ăla îmi place foarte mult. Din păcate, da, mai sunt parfumuri care îmi plac foarte mult și la care nu am reușit sau nu am găsit încă extensia de gamă. De exemplu, Shalimarul la noi, prin parfumerii, nu are extensia de gamă, am tot căutat, până la urmă am zis că asta e, undeva o să-mi fac așa o rezervă de bani și o să-mi cumpăr și extensia de gamă pentru Shalimar. Aceasta a fost colecția mea de parfumuri sexy, să zicem așa, sexy așa cum înțeleg eu. Sper că v-a plăcut, sper că v-a inspirat. O să vă las, bineînțeles, în descriere și informații de pe unde le puteți cumpăra, prețuri și așa mai departe. Și până data viitoare să fiți sănătoase, frumoase și foarte parfumate!